Vreau să vă aduc înainte în această apologie, în acest episod, subiectul ce se întâmplă cu oamenii care nu au auzit niciodată de Dumnezeu. Am fost inspirat de un articol al fratelui pastor Cocîrțeu, care este pastor, din câte știu, la biserica numărul 2 din Timișoara, biserica baptistă. Vreau să spun de la bun început, nu cunosc, nu mă interesează, nu face obiectul studiului meu sau interesului meu sau acestei apologii. Caracterul, trecutul, persoana, funcția, cultul fratelui Cocîrțeu, deci să fie foarte clar despre ce discutăm de la bun început. Dar mă folosesc de argumentele pe care dumnealui le-a prezentat pentru a aborda și pentru a studia împreună un subiect care este important. Este important din următorul motiv. Pentru că se propune ideea că unii oameni ar putea fi mântuiți fără să audă de Domnul Iisus Hristos. Asta este miza. Implicațiile sunt cu privire la evangelizare, cu privire la ce este mântuirea la propriu, cu privire la ce este credința și așa mai departe. Implicațiile sunt mari. Implicațiile sunt legate de destinul sufletelor noastre. Aveți înaintea voastră articolul fratelui și pe parcurs vă voi pune citatele folosite de dumnealui în articol. Articolul începe cu această întrebare retorică. Sunt oameni, spune dumnealui, care nu au auzit niciodată de Dumnezeu, cum ar fi băștinașii din epoca de bronz, care l-au precedat pe apostolul Pavel, adultul cu probleme psihice, copilul handicapat mental sau bebelușii. Și pentru că sunt asemenea oameni, spune el, ar fi nepotrivit, să nu spunem altfel, ca Dumnezeu să-i lase pe oamenii ăștia fără să aibă șansa la mântuire. Oare îi va pedepsi, întreabă el, Dumnezeu pe cei ce mor imediat după naștere sau în copilărie și nu trăiesc suficient de mult pentru a înțelege harul lui Dumnezeu? Argumentul fals de la bun început este că este același lucru între un bebeluș, un om bolnav psihic, da? În ambele cazuri ei sunt în incapacitate de a crede în Domnul Iisus Hristos, de a gândi măcar, nu doar de a crede, de a gândi, de a cunoaște despre Domnul Iisus Hristos. Ei se află în incapacitate, la fel cum se află un copil avortat. Da? Este o eroare majoră, logică, să compari pe oamenii aceștia cu oameni care pot să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, dar din vari motive nu ajung să-L cunoască. Da? Vorbim de două categorii distincte de persoane. Oameni care nu pot să cunoască, nu pot să creadă și oamenii care nu au șansa. Ar putea să creadă, da? Ar avea oportunitatea, posibilitatea să audă, să cunoască, să creadă, dar nu au șansa. Sunt două categorii diferite de persoane. Și fratele spune, nu, Dumnezeu nu îi va pedepsi pe oamenii aceștia, pentru că populația cerului include mulțimi de oameni care au auzit pentru prima oară numele Mântuitorului în momentul în care au sosit în casa cerească. Adevărat, bănuiesc că Adam, că Avram, că Noe, că Enoh, că alți sfinți al lui Dumnezeu din Vechiul Testament au auzit pentru prima dată numele Mântuitorului când au intrat în cer. Numele Mântuitorului așa cum îl cunoaștem noi. Este adevărat lucrul acesta. Însă fiți atenți, el nu se referă la asemenea persoane, ci el se referă la persoane care ar fi putut să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, da? Sau ar fi putut cel puțin să audă promisiunile făcute despre Domnul Iisus Hristos, dar nu le-au auzit și el spune, nu, Dumnezeu nu poate să-i pedepsească pe oamenii aceștia dacă n-ar fi avut șansa aceasta. Acum, să fie foarte clar, Biblia ne arată suficient de clar că promisiunea venirii Domnului Iisus Hristos a fost dată primilor oameni. El îți va zdrobi călcâiul, sămânța îi va zdrobi capul șarpelui. Asta a fost promisiunea dată din grădina Eden. Iar această promisiune a trebuit să fie dată de Adam la toți urmașii lui. Nu a fost chiar așa o necunoaștere totală. Domnul Iisus spune că Avram a văzut ziua mea. A văzut ziua mea și s-a bucurat. Au fost niște promisiuni care s-au făcut în Vechiul Testament. Promisiuni repetate. O revelație progresivă care a fost dată cu privire la persoana Mântuitorului și lor li s-a cerut să creadă aceste promisiuni despre Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Deci nu a fost o necunoaștere totală. Da? Misiunea poporului Israel a fost ca să ducă cunoașterea de Dumnezeu la toate neamurile, să fie lumina neamurilor. Ei nu și-au împlinit misiunea, dar revelația lui Dumnezeu despre venirea lui Mesia a fost dată de la primul cuplu care exista pe planeta aceasta. Așa că faptul că unii n-au avut șansa să audă nu înseamnă că nu exista nimic care să fie auzit. Da? Nu înseamnă lucrul acesta. Exista ceva ce să fie auzit, dar unii oameni nu și-au făcut datoria. Motivele pentru care crede că populația cerului include oameni care n-au sau care au auzit prima oară numele Mântuitorului în momentul în care au intrat în casa cerească, adică ei au fost mântuiți, fără să cunoască pe Domnul Iisus Hristos, fără să cunoască promisiunea despre Domnul Iisus, este unul luat din 2 Petru 3 cu 9, Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Asta este plăcerea lui Dumnezeu, este lucru care este arătat în Evanghelie și ceea ce ne impulsionează să ducem Evanghelia pe tot pământul, dar asta nu spune deloc, în textul ăsta nu spune deloc că oamenii ăștia vor fi mântuiți fără să audă Evanghelia și fără să pocăiască. Întotdeauna în Scriptură pocăința este legată de Evanghelie. Credința este legată de Evanghelie. Să se pocăiască și să creadă în ce dacă n-au auzit Evanghelia? Cum ai putea să folosești textul ăsta pentru a sugera că oamenii pot să fie mântuiți fără să se poată pocăi față de Hristos și să creadă în Hristos? Apoi că îndurarea Lui este la fel de mare ca lumea creată de El. Da, îndurarea Domnului se extinde pe tot pământul, dar îndurarea mântuitoare se extinde pe tot pământul? Scriptura ne arată unde vezi îndurarea lui Dumnezeu legată de mântuirea unor oameni, cel puțin când vorbim acum de perioada în care Evanghelia este revelată foarte clar în Sfânta Scriptură, nu vezi îndurarea lui Dumnezeu mântuitoare legată sau dată unor oameni care n-au auzit Evanghelia. I-aș sugera să-mi arate versetele alea din Sfânta Scriptură. Eu nu le găsesc, da? Dumnezeu pentru îndurarea Lui cea mare ne-a mântuit, ne-a născut din nou. Asta a stat în spatele mântuirii noastre, dar Evanghelia s-a revelat acestor oameni care au primit aceste daruri ale îndurării lui Dumnezeu. Apoi al treilea argument este că lista lui de invitații este la fel de lungă ca și lista creației. Fals! La ora actuală sunt 2,2 miliarde de oameni, cel puțin, care nu au auzit nimic de Domnul Iisus Hristos. Cum îi invită Dumnezeu pe aceștia? Deci nu mai vorbim de perioade din istorie după venirea Domnului Iisus Hristos în care nu existau metodele de comunicare a informației în felul în care există astăzi. Sunt miliarde de oameni care nu au auzit nimic despre Domnul Iisus Hristos. Cum este lista la fel de mare ca și lista creației? Nu știu. Apoi spune în alt paragraf, măsura în care se descoperă Dumnezeu diferă de la persoană la persoană. El nu transmite mesajul Evangheliei tuturor oamenilor în același fel, de exemplu pe Toma, pe Petru, pe Pavel, în aceeași măsură, cu aceeași putere. Întotdeauna când un om este mântuit, un om este mântuit de aceeași putere a Duhului Sfânt, este aceeași măsură, este nevoie de aceeași lucrare a lui Dumnezeu. O lucrare de naștere din nou, o lucrare de înviere la viața spirituală. Este exact aceeași lucrare. Nu există o măsură diferită de putere. Că în perioada apostolică, că în anumite cazuri au fost revelații supranaturale și Dumnezeu a lăsat lucrurile astea, este cu totul altceva. Dar ea n-au fost mai mult născuți din nou decât mine sau decât tine. Da, a fost exact aceeași lucrare a lui Dumnezeu. Și să fie foarte clar, și Petru, și Toma, și Pavel, exemplele pe care le dă dumnealui, au de-a face cu oameni care l-au cunoscut pe Hristos. Deci nu poți să folosești ca exemplu niște oameni care l-au cunoscut pe Hristos pentru a argumenta că și alți oameni care nu l-au cunoscut pe Hristos o să fie mântuiți. Argumentul este fals. Argumentul este în totalitate fals. Deci el, fratele, dă exemple de oameni care l-au cunoscut pe Hristos în mod supranatural sau direct față în față, pentru a argumenta că oamenii care nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul Iisus Hristos vor fi mântuiți. Greșit, nu stă în picioare argumentul. Da? Nu stă în picioare argumentul. Apoi, întreabă retoric fratele, oare ar putea cineva să primească mai puțin? Un cetățean din Mongolia sau un copil autist va primi oare mai puțin decât au nevoie pentru a putea pune credința în Dumnezeu? Da, realitatea ne arată că copiii noștri primesc de sute de ori, de zeci de mii de ori mai mult decât primește un cetățean din Mongolia, care n-aude niciodată de Dumnezeu. Dar iarăși este argumentul fals de la început. Un cetățean din Mongolia poate să cunoască Evanghelia. Poate să cunoască, poate să proceseze adevărul Evangheliei, în timp ce poate un copil autist care este foarte bolnav sau un om handicapat mental sau un copil care este avortat sau un copil care nu ajunge la vârsta în care se poate să gândească suficient lucrurile acestea, diferența dintre categoriile astea două de persoane este foarte mare. Unul nu poate să gândească, unul nu poate să proceseze. Da? Este un argument fals pentru a argumenta că acești oameni maturi, care pot să gândească, care pot să cunoască Evanghelia, vor fi mântuiți fără să audă Evanghelia. Ce răspuns am putea da în afară de nu? Am putea da răspunsul da, că Dumnezeu dă măsuri diferite revelația Lui oamenilor. Dumnezeu nu este comunist. Dumnezeu nu s-a legat pe sine și nimeni nu-l poate obliga pe Dumnezeu să dea tuturor oamenilor la fel. Asta este realitatea în care trăim. Preocuparea noastră ar trebui să evangelizăm pe oamenii ăștia, nu să găsim o altă metodă de a vorbi despre mântuirea lor. Da? Auziți, alt argument spune, toți au cel puțin mărturia creației și a conștiinței. Și este foarte interesant că dă un pasaj bine potrivit cu acest cuvânt creație, conștiință, cu aceste două concepte prin care Dumnezeu, aceste două realități prin care Dumnezeu se revelează, prin conștiința noastră, care îți spune că un lucru e bun sau rău, și prin creație. Vezi puterea lui Dumnezeu, dumnezeirea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu și așa mai departe. El se revelează așa. Dar concluzia apostolului Pavel este așa că nu se pot dezvinovăți. Nu spune așa că au o altă metodă de mântuire pe lângă Evanghelie. Tocmai asta e argumentul apostolului Pavel în Romani. Acesta este argumentul apostolului Pavel în Romani. Că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea unor oameni care au avut revelația de sine a lui Dumnezeu prin conștiință și prin creație, dar au respins-o. De asta e nevoie de Evanghelie. Asta e logica. Asta e logica argumentului lui Pavel. Evanghelia este soluția lui Dumnezeu. De ce? Că oamenii au respins revelația pe care au avut-o mai înainte. Revelația prin creație, revelația prin conștiință. Și vorbește despre toți oamenii fără excepție. Nu este niciunul care să caute cu tot din sub pe Dumnezeu. Nu este nici măcar unul. Ăsta e argumentul. Argumentul nu este, există revelație prin conștiință, există revelație prin creație, deci oamenii pot să fie mântuiți fără Evanghelie. Nu! Există revelație prin conștiință, există revelație prin creație, dar toți oamenii au respins revelația aceasta, de aceea este nevoie de o revelație deplină a lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos prin Evanghelie. Asta este logica textului. Nu poți să folosești un text pentru a argumenta că sunt oameni care pot fi mântuiți fără cunoașterea Domnului Iisus Hristos, când textul este folosit să demonstreze că nu se pot dezvinovăți, nu spune așa că se pot mântui. Din nou, repet același argument. Universul din jur, convingerea din interiorul nostru, ceea ce vedem și simțim, îi comunică fiecăruia esența caracterului Dumnezeu. Adevărat, o interpretare corectă a ceea ce spune textul respectiv. Dar, repet, textul folosește aceste realități pentru a demonstra că oamenii le-au respins și că ele nu sunt suficiente pentru mântuire. Nimeni nu a fost mântuit în afara cunoașterii promisiunilor despre Domnul Iisus Hristos, despre venirea lui Mesia. Nimeni nu a fost mântuit în afara acestui mesaj, în afara revelației. Asta este adevărul Sfintei Scripturii. Și în final se dă un text, Evrei, capitolul 9, versetul 15, care explică, citez, prin moartea lui pentru răscumpărarea din abatele făcute sub legământul dintâi. Fiți foarte atenți ce spune pasajul. Deci, fratele folosește un text care vorbește despre mântuirea celor din legământul dintâi care au avut revelația, care au avut jertfele, care au avut modul în care Dumnezeu le-a vorbit, sunteți păcătoși, nu vă puteți apropia de Dumnezeu. Intrarea în locul preasfânt este oprit de acea perdea care arată că sunteți păcătoși și Dumnezeu va pulveriza datorită sfințeniei sale și felul în care El privește păcatul. Ca să puteți avea acces la Dumnezeu, aveți nevoie de mijlocitor, aveți nevoie ca cineva să moară în locul vostru. Voi sunteți păcătoși, pocăiți-vă. Dar au avut mesajul proto-evangheliei, da? Au avut mesajul Evangheliei într-o sămânță, într-o coajă de nucă. Au avut promisiunile venirii lui Mesia. Ei sunt oameni care au fost mântuiți pentru că au avut promisiuni, pentru că au avut revelația supranaturală a lui Dumnezeu. Nu poți să folosești un asemenea text pentru a vorbi despre oameni care nu au fost în legământul acela, care nu au revelația lor, dar au avut nimic din revelația lor și totuși sunt mântuiți. Înțeleg că unii oameni vor să-i facă dreptate lui Dumnezeu. Vor să justifice dragostea lui Dumnezeu și vor să arate că Dumnezeu este drept și că harul lui Dumnezeu este nediscriminatoriu. Dumnezeu în același timp este suveran. Poziția aceasta, că poți să fii mântuit, și aceasta este poziția fratelui Cocîrțeu, că oamenii sunt mântuiți pe baza jertfei Domnului Iisus, dar fără să-L cunoască pe Hristos. Da? Această poziție este acceptată în creștinism. Nu este, sunt oameni care spun că este o erezie, dar este acceptată, o poziție acceptată în creștinism în toate cultele și denominațiile. Dar cred că Sfânta Scriptură nu oferă argumente pentru a spune că oamenii pot să fie mântuiți în baza jertfei Domnului Iisus, dar fără să audă și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Ci dimpotrivă, argumentele pe care le găsim în toată Sfânta Scriptură este ca să predicăm Evanghelia, că fără auzirea Evangheliei și credința în Evanghelie nu există nici măcar posibilitatea de a fi mântuit. Da? Prin Evanghelie vine credința. Un om nu poate crede fără să audă Evanghelia. Frate, vorbește la un moment dat aici despre credință, zice, oare ar putea cetățeanul ăsta din Mongolia să primească mai puțin decât are nevoie pentru a-și putea pune credința în Dumnezeu, problema este că trebuie să-și pună credința în Hristos, în soluția pe care a dat-o Dumnezeu. Cum să-și pună credința în ceva ce nu cunoaște? Cum să-și pună credința în ceva ce nu cunoaște? Acesta este argumentul apostolului Pavel în Romani, capitolul 10. Cum vor crede? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Adică este necesar să creadă în acela despre care încă n-au auzit. Cum vor crede? Cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Deci e nevoie să fie un propovăduitor, e nevoie să audă Evanghelia și să creadă Evanghelia. Să creadă în acela. În acela, adică în Hristos. Este necesar lucrul ăsta. Asta este argumentul Sfintei Scripturi. Am folosit articolul acesta pentru a analiza concepția aceasta. Opinia mea este că este o concepție greșită, nebiblică. Trebuie să ne focalizăm asupra argumentelor, să discutăm ca niște oameni civilizați și să progresăm în dialogul pe subiectul acesta care este foarte important și care are implicații enorme asupra credinței. Da? Articolul lasă de înțeles că poți să crezi în Dumnezeu fără să crezi în Hristos și să fii mântuit. Poți să crezi fără să ai credința biblică a Noului Testament în Hristos și să fii mântuit. Ai o definiție total diferită a credinței, o definiție total diferită a mântuirii, o definiție total diferită a revelației și rolul ei în mântuirea noastră. Deci și implicații fundamentale cu privire la evangelizare. Dacă oamenii pot să fie mântuiți fără să audă Evanghelia, atunci cred că multora le facem un rău. Când te uiți la cât de recalcitranți și cât de împotrivitori sunt oamenii la Evanghelie în general, cred că mai bine ar fi să nu le predice Evanghelia și oamenii așa, având o reverență, lăuntrică, o pioșenie care vine din conștiință, din creație, oamenii zic că și eu cred într-un Dumnezeu, e mai bine să-i lași așa. Să-i lași așa că poate o să fie mântuiți. Am atras atenția și pe contul fratelui. El a avut bunăvoința să mă blocheze ca să nu pot să continui dialogul acolo. Nu e niciun fel de problemă asta. Însă, în dialogul pe care l-am avut acolo, a intervenit fratele Otiniel Bunaciu, fratele Viorel Uga. M-am bucurat să văd intervenția lor. Cred că a fost necesară. Fratele Otiniel Bunaciu a spus să nu ne vorbim de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. În același timp găsim în Sfânta Scriptură zeci de versete care ne cheamă să discernem învățătura, să testăm învățătorii, să vedem dacă ceea ce ei spun este după cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu poți să folosești un asemenea text. Îmi pare rău că un fost președinte de cult baptist ia apărarea în felul acesta nu unei persoane, ci unei poziții teologice greșite, la propriu. Da? Scriptura ne cheamă, este de datoria noastră să judecăm lucrurile astea, este de datoria noastră să judecăm ce auzim, să discernem ce auzim, este de datoria noastră să vedem dacă nu unii oameni predică altă Evanghelie. Nu spun că e cazul acesta, dar dacă unii oameni predică altă Evanghelie, în cazul acesta unii oameni spun că e suficient să nu se predice Evanghelia și unii vor fi mântuiți, da? Este un subiect important lucrul ăsta. Să vii să spui, să arunci un verset și să spui, uite, spune Biblia, să nu ne vorbim de rău unii pe alții. Nu vorbim de rău unii pe alții. El a ieșit public un articol, este un loc public, un spațiu virtual în care știe că pot să comenteze mii de persoane dacă vor, da? În locul acela. Este un articol care dă oportunitatea și invitația la dialog. Nu este vorba de vorbire de rău. A fost o discuție pe subiectul acesta. Fratele Viorel Luca a intervenit și el și a spus dacă este confuz mesajul sau dacă are anumite neclarități, colegul nostru, vom afla. Dar Biblia este clară pe subiectul salvării, slavă Domnului, am aflat de mult. Mântuirea este posibilă numai în Domnul Iisus Hristos și doar în condițiile exprimate cu claritate în Sfintele Scripturi. Mă bucur de mesajul ăsta să fie foarte clar, mi-aș fi dorit să fie puțin mai clar. Fratele a început cu a spune dacă este confuz sau dacă are anumite neclarități, colegul nostru, vom afla. Mi se pare că și comentariul fratelui Viorel Luca are anumite neclarități, când spune și doar în condițiile exprimate cu claritate în Sfintele Scripturi. Care condiții? Este mântuirea posibilă, reală, lucrată în noi de Duhul Sfânt doar când auzim și credem Evanghelia Domnului Iisus? Da sau nu? Am răspuns și acestui comentariu și am întrebat. Este clar că Biblia învață că suntem mântuiți doar prin cunoașterea și credința în Hristos? Că și fratele Cocîrțeu crede că suntem mântuiți în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este dacă suntem mântuiți nu doar în baza jertfei, ci cunoscând și crezând jertfa Domnului Iisus Hristos și pe Domnul Iisus Hristos. Cred că a fost bună intervenția fratelui Viorel Luca și l-a stimulat pe fratele să vină cu un alt articol, convingeri dincolo de interpretări, ceva de genul ăsta, unde poziția fratelui este schimbată total față de articolul precedent și afirmă foarte clar că în afara credinței în Domnul Isus Hristos nu există mântuire. Nu știu dacă asta este convingerea fratelui, nu știu dacă a făcut lucrul ăsta pentru că a fost somat, a fost telefonat, l-au stimulat unii și alții, l-au provocat să își retragă articolul sau să corecteze și așa mai departe. Ceea ce m-aș fi așteptat eu din partea fratelui Cocîrțeu este să vină cu al doilea articol, cu care sunt de acord, apropo, îl puteți citi pe contul dumnealui și pe site-ul bisericii, să spune: domnule, am creat confuzie prin articolul precedent, am fost neclar, uite, eu am crezut că sunt oameni care pot fi mântuiți fără să cunoască pe Domnul Iisus Hristos, am discutat cu anumiți frați, mi-am clarificat anumite lucruri și acum nu mai sunt de acord cu poziția de mai înainte, e ciudat că m-am schimbat așa de repede, într-adevăr, dar uite, asta e noua mea poziție, sau să spună că aia a fost poziția lui, dar s-a exprimat greșit și a făcut anumite confuzii. Cred că ăsta ar fi fost modul mai normal de a rezolva o confuzie publică. Deci are pe același cont, pe același site apoi al bisericii, un articol în care spune una și un articol în care spune total altceva. Deci total altceva. Cred că modul în care trebuie rezolvate lucrurile astea este altul, da? Cu cinste, cu demnitate, cu bărbăție. Am greșit. Nu m-am exprimat clar. Poate n-am greșit. Asta a fost convingerea mea dintotdeauna. Nu m-am exprimat clar. M-aș fi bucurat să văd un asemenea răspuns. Din păcate nu l-am văzut. Este ceva tipic nouă oamenilor de a încerca să spălăm cumva Putina, să o dregem cu busuioc. Dar sperăm și eu sper ca dialogul să continue, cum am spus, într-un mod civilizat și să auzim și părerile celorlalți care susțin în continuare poziția aceasta. Teama mea este că mulți din cei care sunt în cultul baptist, în cultul pentecostal, în cultile evanghelice, care în general au acceptat ideea că nu putem fi mântuiți fără să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, aderă la poziția aceasta. Aderă la poziția aceasta, la poziția că sunt oameni în lumea asta care pot să fie mântuiți fără să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Personal cred că un om bolnav mental, că un om care este incapabil să audă, incapabil să înțeleagă, să perceapă, da, Evanghelia, poate să fie mântuit în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, prin harul Domnului Iisus Hristos. Aici sunt total de acord cu ceea ce a spus fratele Cocîrțeu. Total de acord. Dar este diferit. Este diferit să vorbești despre categoria asta de oameni și să vorbești despre oameni în toată firea, normal la cap, care ar putea avea posibilitatea să audă Evanghelia dacă noi ne-am face treaba. Da? Două categorii diferite. Unul nu, și dacă te duce la el să vorbești cu el, n-ar înțelege nimic, ești un copil avortat, ești un copil bolnav mental sau ești un om bolnav mental, n-ar înțelege nimic din ce spui tu, și unul care ar putea înțelege dacă te duce la el. Da? Cred că ar trebui să regândim. Eu folosesc ocazia aceasta pentru a sugera că ar trebui să regândim, să reanalizăm din Sfânta Scriptură ceea ce credem cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Ajungem la asemenea poziții teologice pentru că în mintea noastră există o anumită convingere cu privire la dragostea, bunătatea, îndurarea lui Dumnezeu. În mintea unora dintre noi nu există posibilitatea asta ca Dumnezeu să fie drept sau dragoste și totuși să nu dea tuturor șansa să fie mântuiți. Toți oamenii au revelația generală a lui Dumnezeu din creație și conștiință, de aia nu duce la mântuire. Realitatea tristă este că asta este în lumea în care, asta este adevărul și pe care îl vedem în lumea în care noi trăim. Lucrul cel mai trist și lucrul asupra căruia trebuie să presăm este nu de ce Dumnezeu nu a făcut mai mult ca să ducă Evanghelia pe tot pământul. Dumnezeu ar putea să trimite un arhanghel într-o fracțiune de secundă să fie evangelizată toată lumea. Întrebarea este de ce eu și de ce tu nu ne facem datoria sfântă primită de la Dumnezeu de a mărturisi pe Hristos în fiecare zi. Vecinilor noștri, prietenilor noștri, oamenilor cu care ne întâlnim în fiecare zi, oamenilor cu care ne întâlnim de atâtea ori că le-am fi putut spune Evanghelia de N ori și poate n-au auzit niciodată Evanghelia predicată clar. Asta este întrebarea. Nu cred că Dumnezeu are nevoie de justificările noastre. Nu cred că Dumnezeu are nevoie să-L apărăm noi și să inventăm alte metode de mântuire, pentru că n-am putea altfel împăca caracterul lui Dumnezeu cu ceea ce vedem că se întâmplă în lumea noastră. Adică că mulți oameni nu aud Evanghelia și se vor duce în iad. Asta este poziția clasică, evanghelică, Și cred că este poziția biblică. Vă invit la dialog în continuare și nu uitați, clipul acesta, subiectul acesta nu este despre fratele Cocîrțeu, despre frații care au comentat acolo, nici măcar despre mine, ci este vorba despre mântuire, despre credință, despre modul în care putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. Este despre evangelizare și importanța ei și alte lucruri asemănătoare cu acestea.